Hai să vedem pentru ziua de miercuri, 4 august, care este energia cărților de tarot, mai ales că în această zi avem cuadratura dintre Mercur și Uranus, iar Mercur este la urma urmei guvernatorul zilei de miercuri. Pentru această zi a apărut arcana majoră Luna. E important în această zi să îți asculți intuiția. Pentru că aici raționamentul singur, fără ajutorul intuiției, nu o să te ducă pe calea corectă. Și de asemenea este important în această zi să acorzi foarte mare atenție comunicării. Pentru că aici e posibil ca tu și o altă persoană să citiți același contract, același mesaj, aceleași cuvinte și să înțelegeți lucruri complet diferite. Astăzi, dacă trebuie să transmiți cuiva ceva important, fie că e în afaceri, la locul de muncă, la școală, vrei să vorbești cu niște prieteni, cu cineva din familie, cu soțul, soția, iubitul, iubita, indiferent cu cine trebuie să comunici, dacă trebuie să comunici ceva important, asigură-te că faci acest lucru face-to-face, față-înfață. Este varianta cea mai bună ca să te asiguri că mesajul tău este înțeles 100%, pentru că prin acest gen de comunicare transmiți informații atât verbal, cât și non-verbal și paraverbal. Dacă nu poți să te întâlnești față în față cu persoana cu care vrei să discuți, atunci încearcă să vorbești la telefon. Și pe ultimul loc, cel mai prost, stă comunicarea scrisă. Dacă doar vrei să trimiți un SMS sau un e-mail, șansele sunt 90% că mesajul tău nu o să fie înțeles pe de-a întregul. De asemenea, fii foarte atentă la persoanele din zodia Pești, fie că tu ai ceva plasamente planetare în Pești sau dacă ai oameni în viața ta care au ceva plasamente planetare în Pești, pentru că aceștia o să joace un rol important în viața ta în această zi. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea și dacă vrei să vezi mai multe mesaje de la cărțile de tarot, inclusiv etalări lunare pe zodii, te aștept pe canalul meu de YouTube. Pa, pa!